Vă salut, prieten, Cătălin Cornea sunt. Bine ne-am regăsit aici pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional și vă asigur că voi reveni, deși se întâmplă destul de rar, pentru că, ce să faci, e mult de treabă și avem multe lucruri de făcut, pe multe planuri, dar să știți că mă gândesc la voi și știu că îmi scrieți acolo în secțiunea de comentarii, unde eu vă dau reply și găsim soluții împreună la problemele pe care le întâmpinați cu câinii voștri. Mai țineți minte puiul Hiro? Intrați acolo în secțiunea predresaj și vedeți prima ieșire cu puiul și acel pui de Golden Retriever este Hiro. Pregătiți-vă pentru playlistul predresaj. Avem alături de noi pe Hiro, este un pui de Golden Retriever. La modul cel mai autentic vă spun că este pentru prima oară în viața lui pe stradă. Deci a ieșit din curte. N-am apucat să filmăm în curte, că mi-a venit ideea să vorbesc cu voi acum, dar când a ieșit era așa. Călca ca pe, da? Ca pe AC. Astăzi suntem aici cu Hiro, care nu mai este atât de mic. Este un deloc foarte mare și drăguț, da? A avansat în dresaj, lucrează cu stăpânul lui Radu. Radu este și el în procesul de instruire, deci asimilează informație, o trece prin filtrul propriei gândiri, prin logica proprie și astfel se bazează pe această logică pentru a interacționa, pentru a comunica, pentru a controla acest individ de lângă mine, numit Hiro. Hiro este un cățel foarte drăguț, un cățel foarte prietenos, dar cel mai important este ca acest câine să-și asculte stăpânul. Astăzi mi-am propus să vă arăt câteva exerciții de folosire a decorurilor. De ce? Pentru a facilita învățarea. Mai avem noi niște clipuri acolo în care am discutat despre asta, dar este prilejul să vedeți cum putem folosi lesa asta, cum putem folosi decorurile în a putea să dezvoltăm nivelul de educație al câinelui nostru. Hiro este eroul de astăzi, îl veți vedea pe Radu lucrând în situații care mai de care mai aparte, în decoruri aparte care ajută la generalizare, ajută la a învăța câinelui să repete absolut de fiecare dată ceea ce îi se cere în funcție de contextele în care se află. Haideți să vedem! Hiro, ia vede! Vedeți, acesta este un decor. Eu voi face un lucru. Nu, băiete, nu. Voi folosi mâncarea, sigur că da. Și, ca o formă de condiționare, va primi mâncarea numai dacă se duce, hai, sus, pe acest decor. Hai mai aproape. Bravo. Pe acest decor. Deci recompensez, îi spun sus, hai. Recompensez, îi spun sus, după ce se sfâie, primește recompensa după markerul ei. Hai, sus. Bravo. Ia. Ia. Având în vedere că el a exersat tot ce vedeți în curte, pe treptele casei din curte, acum e faza de generalizare și îl testăm și afară. Hai, sus, stai, bravo, ia. Comunicarea e clară, face ceea ce îi se spune, primește markerul și poate să vină să-și vâneze recompensa, da? Hai, sus, stai, bravo, ia. Și câinele este foarte, foarte dornic să lucreze. Dar, pentru a complica situația, vom face așa. Sus. Sus. Stai. Sus. Sus. Stai. Bravo. Așteaptă. Stai. Bravo. Sus. Sus. Bravo. Stai. Și. Stai. Observați, am un anumit tip de decor cu două trepte pe care le exploatez ca să-l învăț pe cățelușul nostru Hiro să rămână pe loc, ținând cont de limita aceea și diferența din nivel. Hai, plus. Stai. Bravo. Hai, stai. Ia. Stai. Dragi prieteni, trebuie să aveți în vedere că
În general, când lucrați cu cățelușul, acestuia nu trebuie să-i fie frică de greșeală. Câinii greșesc, dar trebuie să-i avem întotdeauna disponibil pentru a putea repeta și a putea să-i învățăm prin ce mijloace pot câștiga recompensa pe care și-o doresc, recompensa pe care o avem noi în mână. Chiar dacă greșește într-o situație ca asta, e important lui să nu-i fie teamă că greșind vor apărea niște consecințe dramatice și să fie disponibil întotdeauna pentru a recrea scenariul și a încerca să facă bine pentru a câștiga recompensa. Hai să mai facem o dată. Ia! Hai! Bravo! Hai! Hai! Bravo! Ia! Ați observat că de data asta n-am mai greșit. De ce? Pentru că, normal, noi am dat recompensă atunci când a greșit, dar și-a însușit, așa zisa critică, pentru a vedea cum să facă să câștige recompensa. Sus! Bravo! Ia! Sus! Stai! Bravo! Hai! Stai! Nu! Nu! Stai! Bravo! Ia! Mai facem asta, da? Așa! Bravo! Hai! Stai! Bravo! Ia! Super tare! Acum îl veți vedea pe Radu exersând. Cum e, Radule? Ești pregătit? Gata! Ia să-l vedem pe Hiro în acțiune cu stăpânul lui Radu. Să știți că pe Radu ascultă mai bine decât pe mine. Sus. Bravo. Dar, prieteni, este important ca omul câinelui și câinele omului să știe că primește de la stăpânul lui comenzi. Atâta timp cât stăpânul câinelui stăpânește tehnica, atunci exercițiile funcționează. Hai să vedem cum dezvoltă Radu exercițiul și complică un pic situația. Asta este ideea. Dacă ne iese și avem un decor favorabil, încercăm să complicăm situația pentru a dezvolta nivelul de experiențe în ascultare, nivelul de experiențe ale câinelui, da? A câinelui. Bun. Bun. Pe ce ne bazăm? Ne bazăm în situația asta pe felul în care răspunde solicitărilor, dar cu perspectiva primirii recompensei. Pune-l să facă aliniere la pas, după care îl sui sus, ia. Bun, îl sui sus. Sus. Hai, sus. Îl ajut, îl ajut, sigur că da. A, uite-l. Bine, și șezi. Dragi prieteni, este o chestiune de mișcarea recompensei, mișcarea mâinii cu recompensa, de mișcarea corpului și cu cât face câinele mai bine, nu uitați, la 80% din felul în care câinele pare că înțelege un exercițiu, puteți complica și îl puteți solicita să facă mai mult. Încearcă să-l pui să meargă pe marginea asta până îl aduci din nou aici. Vedeți? E o situație aparte. Dar noi folosim decorurile tocmai să-l învățăm să se miște în orice situație. Hiro fiind un cățeluș la 7-8 luni, el are nevoie, fiind un cățeluș mai sensibil, are nevoie de a prinde curaj. Dar curajul îl are, adu-l din nou aici și faci din nou exercițiu. Curajul, spune, stai, bun, perfect. Curajul câinelui se dezvoltă atâta timp cât încrederea lui în propriul stăpân este maximă. Știți ce vă trebuie la acest exercițiu? Vă trebuie imaginație. Imaginația vă va ajuta să puneți câinele să lucreze în cât mai multe situații. Da? Hai, încă o dată. Vedeți ce decor? Suntem în mijlocul unui mini giratoriu, dar suntem în siguranță pe aici, nu trec mașinile cât să avem o problemă. Da? Foarte bine, vorbești cu el. Îl pui un pic la pas, mergi de jur împrejur, în cerc, pe această limită, pe această bordură. Coboară lângă tine, da? Și faci alinierea acolo. Așa și mergi. Pas.
Trebuie să mergi, faci un cerc. Faci tot giratoriul și vorbești cu el, da? Da. Nu uitați că fiind un loc nou, câine poate fi distras de mirosuri, poate fi distras de zgomote, dar noi suntem lângă ei să-i ghidăm și să-i învățăm cum să procedeze păstrând vii perspectivele. Perspectiva în situația asta este o recompensă, joaca și posibilitatea după aceea prin cuvântul liber să exploreze. Da? Bun, acum îl duci pe marginea aia și tu treci dincolo. Vedeți? Trec mașinile, dar noi suntem în siguranță. Totuși, trebuie să alegeți un context în care să nu fiți în pericol, dar să vă folosiți de situația de trafic încât câinele să fie bine adaptat mediului să poată să asculte. Bun, pune lângă tine jos Radu și tu traversezi aici lăsându-l pe el în așteaptă, da? Așteaptă. Da, văd. Și du-te mai la distanță. Așteaptă acolo, nu? Bun, cheamă-l la tine. Acum și aliniere la pas. Opa, excepțional. Lângă picior cu șez. Bine de tot. Cum e, Radule? Mai ușor decât credeam, exact. Da. Dar totul prin repetiție. Cred că repetiția duce la disciplină. Cum e, Hiro? Așa este? Că ți-ai suflețelul tău cu codița ta de câine vesel. Dragi prieteni, e un video nici lung, nici scurt, dar un video aparte care vă poate inspira să faceți și voi la rândul vostru cu câinii pe care îi aveți aceleași exerciții. Aceste exerciții pot conduce la o relație mai puternică cu voi, bazată pe încredere și pe înțelegere. Da? Puteți fi în situații de-a lungul vieții care mai de care mai aparte, mai dificile, dar câinele vostru rezistă din orice punct de vedere, inclusiv psihologic, unor asemenea situații, pentru că din antrenament am învățat să aibă încredere în voi și în ceea ce îi solicitați. Așa că nimic din ceea ce vedeți nu este degeaba. Toate au acel scop care ne interesează pe toți. O relație mai bună, mai solidă cu câinele nostru și chiar dacă aveți un câine sensibil, îl puteți ajuta să fie mai puternic și mai rezistent. Dragi prieteni, intrați și voi acolo în comentarii, scrieți mult, pentru că eu voi intra și voi răspunde fiecăruia dintre voi. Dați un subscribe, dați like și share dacă doriți, bineînțeles, nu e obligatoriu. Și totodată să țineți minte, orice câine se poate dresa dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal.